Am avut invitați pe doamna procuror-șef Căveșii și pe domnul director Ungureanu. Această situație care a apărut se datorează unei comunicări probabil suboptimale. Și pentru a clarifica aceste aspecte, i-am invitat în această dimineață pe amândoi. A fost o discuție constructivă, s-au lămurit lucrurile. Și în continuare, urmează ca ei împreună să găsească soluțiile la problemele care ar putea să apară, să lămurească neînțelegerile între cele două instituții. Consider că problema s-a rezolvat.